În comuna Gâlgău vor fi demarate în curând lucrările la puntea pietonală peste râul Someș din localitatea Dobrocina. În prezent, cei 200 de locuitori din zonă împart o singură barcă de care se folosesc pentru a trece Someșul ori de câte ori trebuie să ajungă în centrul comunei Gâlgău. Referitor la puntea pietonală peste râul Someș, vă pot spune că s-a făcut licitația, firma câștigătoare începe lucrările. Raportat la satul Dobrocina, vă pot spune că avem aproximativ 200 de locuitori care la ora actuală au o singură barcă. Și pentru lucrurile simple, ca să treacă Someșul, să ajungă la Dej sau la centru de comună, pentru ei e un avantaj mare.